Mulțumesc, Carmen, am preluat legătura. Doamnelor și domnilor, suntem într-un moment important la Viticon 2021. Ne pregătim să cunoaștem cel de-al patrulea partener. Este un apropiat al vinului, numai că susține cultura viței de vie, ci și cultura vinului. Să vedem prezentarea Corteva. Agriculture. It sustains us all and drives what we do. Growing food for tomorrow, growing tomorrow itself. Hand in hand, enriching lives, never settling, ever. We're growing progress by making every crop, field, farm stronger. We're growing progress by being the most innovative, most inclusive, most open agriculture company in the world. And our new role will bring more innovators to the table. Employees, producers, consumers, the best of the best. We'll work together, not just to meet standards, but to set them. We are Corteva Agriscience, and this is the company we're creating. We're one company. We're leading the way. We're growing progress. Introducing Corteva Agriscience. Doamnelor și domnilor, National Key Account Manager, Culturi Speciare România și Moldova, Corteva AgriScience, domnul George Andron, te rog frumos, bine ai venit în mijlocul nostru. Mulțumesc pentru prezență bună. Am trebuit să spun, Corteva e un apropiat ca entitate față de cultura vinului, a susținut și emisiunea Fraz de Viță de pe TVR și m-am simțit obligat pe unde am ajuns în țară să întreb dacă lucrurile funcționează cu Corteva și mi s-a spus de fiecare dată că da. Așa că am făcut această introducere și ca o reverență pentru faptul că sunteți mai aproape de consumatori, intermediind cumva mesajul producătorului către consumatorul final. Da. Da. Lăsăm să vorbești despre tratamente performante pentru cultura viței de vie și, cum spuneam, și pentru cultura vinului. Mulțumesc tare mult! Bine. Mulțumesc! Bună ziua! Numele meu este George Andron și în cele ce urmează vă voi prezenta compania Corteva. Corteva în această zi va prezenta portofoliul de produse pentru protecția plantelor destinate culturii viței de vie. Dar Corteva are rădăcini vechi cu o istorie bogată. Aici ne referim la divizia Dow DuPont și colosul în sămânță Pioneer. De aceea toți trei am fuzionat și astăzi ne numim Corteva, compania numărul 1 la nivel mondial în ceea ce înseamnă inovare. O să vedeți în ceea ce urmează că avem produse care sunt specifice viței de vie și ne preocupă consumatorul final. Vedem că avem o presiune din ce în ce mai mare din partea Uniunii Europene asupra moleculelor. Vom fi afectați și noi de această ieșire a mancozebului, dar trebuie să mergem mai departe cu molecule noi și aici ne referim la Zorvec, gama Zorvec care devine la nivel global un produs excepțional care dovedește în câmp, a dovedit și în România, este al treilea an în care Zorvec se vinde în România și o să vedeți calitățile pe care le are Zorvec, dar pe lângă Zorvec ne adresăm cu produse noi, substanțe active noi, din grupe chimice noi, cu produsul Closer, care este un insecticid destinat legumiculturii și Delegate, un produs destinat pomiculturii. În ceea ce privește vița de vie, avem un portofoliu complet și după cum știți și dumneavoastră, ne focusăm atât pe mană, cât și pe făinare, dar nu uităm și molia, care în ultimii ani a început din ce în ce mai mult să apară în culturile viticole. Aici mă refer la zona de est a României, care, dacă până acum era pauză, era granița, să spunem, la Vrancea, a început să urce spre Iași molia ca și presiune. De aceea avem produsul Laser, un produs destinat combaterii Lobesia, foarte important, corelat cu acele capcane feromonale care trebuie puse din timp. Noutatea absolută pe care o facem în vița de vie este Zorvec. Zorvec de la Vimbria este produsul care a demonstrat în marile ferme din România, tocmai prin eficiența sa dovedită în toate condițiile neprielnice culturii viței de vie. Alte produse destinate
viței de vie și care să controleze mana sunt Curzeit F, un produs pe bază de Cimoxanil plus Folpet, Equation Pro, Famoxadon și Cimoxanil și vechiul Ditan, care are omologare la 400 de agenți fitopatogeni. Am putea scrie o carte de fitopatologie la cât de multe poate să facă Ditan, dar din păcate în Europa este ultimul an de utilizare al produsului. Următoarele produse se referă la controlul făinării. Aici ne referim la Sustain Forte, Talendo, Talendo Extra, care va fi noutatea anului 2021, disponibil în portofoliul Agricover, și produsul Caratane Gold, produs de contact pe care îl vom prezenta de asemenea. Vremea este imprevizibilă întotdeauna în cultura viței de vie și fermierul are o presiune foarte mare în controlul manei. Dar este important să cunoaștem faptul că dacă identificăm momentele cheie în care trebuie să introducem un produs în schema de tratamente, fermierul nu va mai fi stresat de decizia pe care trebuie să o ia în funcție de condițiile meteo. Trebuie să cunoaștem mana. Cele trei condiții esențiale pentru a se dezvolta mana, cu toate că mana întotdeauna rămâne ca rezervă la nivelul solului și îi trebuie doar condițiile prielnice pentru a infecta plantația. Aici ne referim la regula 3 de 10, trebuie să avem umiditate, temperaturi peste 10 grade, în 24-48 de ore cu acel foliaj de minim 10 cm. Ce este important la mană? Controlează, afectează de fapt atât florile, ciorchinii, lăstarii, dar și frunzele. Sunt două faze de atac ale manei. Una este cunoscută ca rod gri, cealaltă este ca rod brun, care vine mai târziu în plantația dumneavoastră. Avem la dispoziția dumneavoastră, a tuturor fermierilor din România, produsul Zervec Zelavin Bria. Un produs de excepție care vine să substituie cu succes deja învechitele produse cu care s-au obișnuit fermierii. Cu Zervec Zelavin Bria avem un control foarte bun al manei. Este un produs care a fost premiat, molecula în sine a fost premiată de mai multe ori. Una a fost pentru inovație, cel mai bun produs de protecție a plantelor și cea mai bună formulare chimică. Ceea ce este important când vorbim despre Zervec este acțiunea sistemică și translaminarea produsului. Protejează noile creșteri care se desfășoară în plantația dumneavoastră și are un mod de acțiune diferit asupra agentului fitopatogen. Astfel, Zervec Zelavin Bria intervine asupra ciclului de dezvoltare a agentului fitopatogen și nu în cele din urmă, rezistența la spălare este foarte importantă când vorbim despre vița de vie, momentul înfloritului, când vrem, nu vrem, se întâmplă să plouă, cam 90% din ani plouă în zona de înflorit. Agentul fitopatogen este controlat de către Zervec în mai multe puncte. Odată, are o acțiune preventivă foarte bună, o acțiune curativă, eradicantă și antisporulantă. Deci, toate aceste acțiuni le are produsul Zervec. Ceea ce este important, Zervec este absorbit într-o oră, 80% din substanța activă deja este absorbită în plantă și avem un control foarte bun. Urmează un filmuleț care ne demonstrează cum acționează produsul Zervec în plantația de viță de vie. Controlling grape downy mildew with fungicides is critical for fruit quality and productivity. With the Zervec active ingredient, DuPont presents a new high-performance fungicide for controlling plant diseases caused by oomycetes. Directly after spraying, a high proportion of the Zervec active ingredient is firmly bound within the waxy cuticle, with superior rain fastness, giving reliable protection against sporangia of Plasmopara viticola, which are projected onto the leaves by splashes of rain. Due to the inhibitory effect of Zervec, any zoospores released by the sporangia quickly stop moving and die off.
before they have a chance to germinate and infect the leaf. Preventive downy mildew control with Zorvec keeps the leaves healthy. While in untreated grapevines, zoospores of Plasmopara viticola can spread and germinate unhindered, and then infect the leaves through stomata. Downy mildew management with DuPont Zorvec disease control. Better crop management for a better business. Revenim la Zorvec, produsul care lucrează foarte bine în controlul manei și aici ne referim la stresul pe care îl are fiecare fermier. Ploaia, să nu vină ploaia, să nu spele produsul. Iată că noi, Corteva, dezvoltând substanța activă, am urmărit produsul Zorvec și am văzut că produsul nu a fost spălat la o ploaie indusă de 100 de litri timp de 4 ore. Avem acoperire 100%. Îmi permit să vă dau exemplu din România, zona Transilvaniei, au plouat 300, între 250 și 300 de litri la Jidvei, au plouat această cantitate între cele două tratamente cu Zorvec și produsul nu a fost spălat, nu s-a făcut nicio infecție și am avut curățenie în vița de vie. Nu am avut stres din partea manei. Ceea ce este important, un produs când este aplicat și ne interesează să fie aplicat bine și să fie sistemic. O sistemie foarte bună acropetală, să se ducă prin xilem, să circule și dacă avem creștere în perioada în care noi îl recomandăm, produsul îl recomandăm înainte și după înflorit, avem creșteri accelerate, aș putea spune, și în momentul în care am aplicat produsul, noi am avut doar în L1 frunzele prezente, după care cele din zona L2 erau în fază incipientă de dezvoltare, undeva 10-15-20%, dar cele din zona L3 nici măcar nu erau apărute la momentul aplicării produsului și produsul a funcționat, s-a dus pe noile creșteri, pentru că de fiecare dată noi când mergem în fermă, unde vedem mana? Pe noile creșteri care sunt mai sensibile. Ceea ce este important și testat totodată, ce se întâmplă dacă aplicăm produsul și nu ajunge într-o zonă în care am aplicat produsul, să spunem pe ciorchini. Am făcut și acest lucru, am făcut un test în care am pus folie de polietilenă, acele pungi de polietilenă, am acoperit ciorchinii și s-a regăsit, s-a translocat substanța activă și către acești ciorchini care nu au fost tratați, nu au fost atinși de substanța activă în momentul aplicării. Este o sistemie foarte, foarte bună a produsului. Acum să vorbim despre pachetul Zorvec Zelavim Bria, produsul care este pe piață în acest moment, este al treilea an în care îl vindem și are pe de o parte Zorvec, oxatiapiprolin, 100 de grame pe litru, 10%, și când a dezvoltat DuPont această moleculă, a făcut revoluție. Așa cum eram obișnuit să aplicăm ierbicide, să spunem, la grâu, cantități mari, 3 litri, 5 litri la hectar și după aia s-a venit cu sulfonil ureice, care erau la pliculeze 20 de grame și sunt și în ziua de astăzi, care rezolvă problema buruienilor, iată că această revoluție este făcută și în controlul manei. Produsul Zorvec sistemic, cantitate mică de substanță la hectar, rezolvă problema și este pus de către noi alături de Folpet, substanța activă destinată controlului manei, dar când am uitat la produsul Folpet ca să-l punem alături de Zorvec, ne-am uitat ce mai face Folpetul. Lucrează foarte bine pe mană, dar are acțiune multi-site. Ne interesează să avem o acțiune multi-site în momentul în care aplicăm un produs pentru a rezolva atât problema manei, dar și efect secundar, să spunem, pe acea antragnoză sau mucegai. Este foarte important pentru că atunci, în timpul înfloritului, se fac leziunile. Portița de intrare pentru mucegai. Iată că noi ne-am gândit și la acest lucru, să reducem presiunea, să nu mai avem stresul acesta.
și avem cantitate întreagă de folpet alături de zorve care să controleze bine mana, dar și acele efecte secundare de care vă spuneam. Două aplicări succesive sunt importante când recomandăm produsul Zorvec pentru a avea o acoperire cât mai îndelungată și un stres în minus pentru fermieri. Pentru că spun stres în minus, dacă aplicăm în condiții de presiune mare de mană, aplicăm la 10 zile, iată că avem 20 de zile acoperite cu cele două aplicări și fermierul nu are nevoie decât de 2 zile pentru a aplica produsul, restul zilelor fiind disponibile pentru alte lucrări în câmp, în fermă, dar putem să mergem la 10-14 zile în funcție de an și ajungem la cele 28 de zile de protecție cu produsul Zorvec Zelavin Bria. Așadar, două tratamente succesive sunt importante în aplicarea tratamentului pentru a avea o protecție îndelungată asupra manei. Vreau să punctez faptul că avem o rezistență foarte bună la spălare, o sistemie foarte bună în plantă, se duce pe noile creșteri și nu are rezistență încrucișată cu alte substanțe active pentru că este molecula dezvoltată de Corteva, o grupă chimică nouă, moleculă nouă. Eu am o vorbă, mana nu a mai văzut așa ceva. Este foarte important să știm cum lucrează Zorvec împreună cu Folpet. Așadar, avem o combinație unică și consistentă pentru un control de lungă durată. Producătorii pot îmbunătăți managementul culturii, cantitatea și producția duc către o profitabilitate ridicată și o calitate foarte bună a vinului. Ceea ce aș putea să mai subliniez, suntem la scena AgriCover, am văzut prezentarea borului, aminoborului. Iată că noi spunem că se poate amesteca și cu borul, nu ar fi o problemă în acest sens. De aceea, dacă utilizați produsul Zorvec Zelavin Bria, aveți o siguranță în plus și un avantaj în plus când folosiți Zorvec. Dar avem și cuvintele fermierilor mulțumiți din anul 2020, care au văzut rezultatele aplicând produsul Zorvec Zelavin Bria și au continuat și în 2021, pentru că vorbim de mari fermieri care au luat în considerare produsul și continuă și în anul 2021 cu același tratament. Urmează filmul cu fermierii din România. Zorvec Zelavin Bria reprezintă conceptul unui pachet tehnologic pus la dispoziția viticultorilor din România de compania Corteva AgriScience. Anul acesta am decis să folosim produsul Zorvec înainte și după înfloritul viței de vie. Anul acesta, împreună cu reprezentantul Corteva, am hotărât să folosim noul produs Zorvec Zelavin Bria pe toată suprafața cultivată cu viță de vie. Am auzit de Zorvec de la colegii din Dealul Mare și ne-am hotărât și noi să-l folosim anul ăsta. Două tratamente consecutive, unul înainte și unul după înflorit. Am comandat pe toată suprafața două tratamente. Mi-a plăcut felul de combatere al pachetului Zelavin Bria. Anul trecut am avut pentru prima dată un lot de 4 hectare de fătească neagră stropit înainte și după înflorit cu Zorvec. Mi-a plăcut foarte bine cum a lucrat. Ca urmare, anul acesta l-am folosit pe toată suprafața în modul convențional. Anul acesta vom folosi produsul Zorvec Zelavin Bria al companiei Corteva, pentru că, în afară de fapt că este nou, este recomandat ca fiind un produs care rezistă la spălare. Anul acesta voi folosi Zorvec Zelavin Bria pentru combaterea manei. Zorvec Zelavin Bria intervine asupra ciclului de viață al ciupercii printr-o acțiune preventivă, curativă, eradicativă și antisporulantă. Echipa tehnică Corteva recomandă utilizarea Zorvec Zelavin Bria în fenofazele de creștere și dezvoltare BBCH61 înainte de înflorit și BBCH69 sfârșitul înfloritului. În perioada înfloritului am avut mici probleme cu precipitațiile, iar după ce s-a scuturat floarea, am intervenit cu al doilea tratament cu Zorvec. După aplicarea celor două tratamente cu Zorvec, nu am găsit nici urmă de mană în vie. Am folosit
Zorvec, exact după recomandarea celor din compartimentul tehnic de la Corteva, și vreau să vă spun că a avut o eficiență nemaipomenită. Strugurile a devenit mult mai compact, mult mai sănătos. Zorvec de la Vimbria l-am folosit de două ori, la început de înflorit prima dată, iar a doua aplicare l-am folosit la final de înflorit. În ceilalți ani, mana a fost o problemă în plantațiile noastre, anul acesta nu am avut niciun semn de mană. Zorvec Zelavin Bria cuprinde un complex de produse ce are la bază oxatul Hiaviprolin, ce se administrează în doză de 0,2 litri la hectar, și folpetul administrat în doză de 1,25 kg la hectar. Folosesc o moleculă nouă care nu provoacă rezistență, este sistemic, care nu are rezistență încrucișată cu produsele care le-am folosit până acum. Chiar mai mult, avem asigurări din partea companiei că în momentul în care ai făcut tratamentul și timp de o oră nu te-a plouat, vei fi salvat pe o perioadă de 10 zile. În această perioadă, noi, reprezentanții Corteva, încercăm să conturăm cât mai bine anul viticol 2020, dând startul primelor discuții retrospective despre acest sezon de vegetație cu viticultorii din România. Știm faptul că via este cea mai sensibilă în perioada înfloritului și imediat după înflorit, la bob de piper. Locul optim al zorvecului este înainte și după înflorit. Am aplicat două tratamente înainte și după înflorit. Am observat un efect de înverzire al frunzelor mai mare decât la alte produse de mană. Am observat că și creșterile noi au avut o acoperire bună, adică nici măcar o simptomă de a apărea, eu știu, măcar o pată pe frunze. După mine, zorvecul anul ăsta și-a făcut treaba, adică a fost eficient. Produsul s-a dovedit a fi unul foarte bun, în sensul că planul de combatere a funcționat perfect. Nu am avut infecții care să afecteze starea de vegetație sau producția de struguri. Zorvec este unul din produsele pe care le-aș recomanda cu maximă siguranță. Este un produs care chiar m-a impresionat de la prima folosință și am numai laude despre el. În mod sigur o să-l folosim și la anul. Deși am avut un an dificil, cu multe ploi în perioada înfloritului, am avut undeva în jur între 250-300 de litri de ploaie într-o lună. Bineînțeles că cu produsul Zorvec am stropit înainte și după înflorit și atunci toată perioada aia a fost acoperită. Este un produs extraordinar. Odată aplicat produsul Zorvec, n-am mai avut probleme să pierdem producte din cauza manei. Deci am putea trage o concluzie că peste 5.000 de hectare au fost protejate de către produsul Zorvec. Exact. Peste 3.000 de hectare au fost protejate de produsul Zorvec. Eu când am calculat de două tratamente, deci ar fi 6.000 de hectare protejate de produsul Zorvec, și mi-aduc aminte când după aplicare am mers și am identificat doar o singură frunză cu mană și aceea cum era? Stopată. Așadar, am văzut istoria care o creează Zorvec Zelavin Bria în România. Este vorba de mană controlată 100% prin cele două aplicări. Dar mai avem un agent fitopatogen important de controlat în România, acesta este făinarea. Trebuie să nu uităm faptul că făinarea are condiții prielnice în România și dacă nu o urmărim din timp, poate să facă ravagii înainte de recoltare. De aceea este important să cunoaștem fitopatogenul, pentru că atacă toate organele plantei și produce pagube însemnate. Aici mă refer mai ales în a doua parte de vegetație, când poate duce la apariția putregaiului acid în fermele din România. Dar avem un produs deja consacrat în controlul făinării și acesta este Talendo. Talendo, care are la bază substanța activă prochinazid, o substanță activă focusată pe agentul fitopatogen, produs care controlează foarte bine făinarea. Ceea ce este important, se duce, așa cum v-am obișnuit, Corteva va aduce produse care să aibă o sistemie bună, să se ducă către noile creșteri și vedem în această prezentare cum se duce către vârful frunzei, asigurând o curățenie de excepție împotriva făinării.
Un martor netratat, cum nu ne place nouă să vedem, dar avem și martorul tratat cu talent. O vedem un ciorchine compact, curat și nu lasă urme pe ciorchine. Este foarte important să nu avem acele pete pe ciorchine, mai ales înainte de recoltare. Produsul Talendo face acest lucru foarte bine. Îl recomandăm de la înflorit până la compactare inclusiv, fără a avea stres că nu avem, că vom avea făinare în plantația noastră. Ciorchinii curați ne interesează. Ne interesează să avem un produs care să intre în ciorchine, în butuc, pentru că acolo găsește condiții prielnice făinarea să se dezvolte și acestea sunt fotografii făcute în România după aplicarea produsului. Vedeți cât de curată poate să fie o plantație prin aplicarea tratamentului cu Talendo la vița de vie. Foarte important este că are o protecție împotriva infecțiilor secundare, protejează lăstarii tineri, are o distribuție uniformă, are un efect de gaz foarte bun care ajută să acoperim interiorul ciorchinelui și rezistența la spălare, care este imperios necesară când controlăm făinarea. Din 2021 avem un produs nou disponibil în portofoliul AgriCover, Talendo Extra. Talendo Extra are două substanțe active, Talendo simplu, cum ar fi prochinazid plus tetraconazol. Substanța activă tetraconazol, fiind din grupa triazolilor, vine să completeze controlul făinării în zonele sensibile. Aici mă refer înainte de înflorit și imediat după înflorit, pentru că, după cum știți, avem probleme cu o boală care a început să apară în ultimii ani și aceasta este putregaiul negru. De aceea, știind faptul că tetraconazolul, triazolii, au un efect secundar asupra putregaiului negru, venim și poziționăm Talendo Extra în perioada în care coincide cu dezvoltarea putregaiului negru. Astfel, dumneavoastră puteți aplicați un tratament împreună cu Zorvec Zelavin Bria. Talendo Extra plus Zorvec Zelavin Bria pentru a avea o protecție completă asupra manei, făinării, dar și acest agent fitopatogen care a început să apară în ultimii ani, cum este putregaiul negru. Doza este de la 0,1-0,2 înainte de înflorit și ne putem duce 0,3-0,4 înspre finalul perioadei de vegetație la vița de vie. Mai avem un produs care controlează făinarea, foarte cunoscut în România și acesta este Caratane Gold. Este singurul produs de sinteză chimică și de contact care controlează făinarea. Restul, ce mai există pe piață, sunt pe bază de sulf. Toate sunt pe bază de sulf, doar caratan este singura moleculă de sinteză chimică. Produsul lucrează foarte bine asupra făinării și aici îl poziționăm întotdeauna în prima fază de vegetație, pentru că avem temperaturi scăzute, produsul lucrând încă de la 4-5 grade în controlul făinării, spun că produsul este bine poziționat acolo pentru că nu întotdeauna avem temperaturi ridicate și, după cum bine știți, când aplicăm sulf, trebuie să avem temperaturi destul de bune pentru a avea efectul scontat. Când aplicăm sulf, trebuie să avem temperatură și așa se poate face acea anhidridă sulfuroasă în controlul făinării. Dar cu produsul Caratan Gold avem protecția bună dacă îl poziționăm atunci, dar mai putem să-l poziționăm și în timpul verii, pentru că, după cum bine știți din experiență, sulful poate să ardă. Și dacă avem temperaturi ridicate, sulful poate să ardă acea opăreală, cum îi spunem noi popular, și produsul Caratan îl poziționăm acolo în controlul făinării fără niciun efect asupra plantației. Acestea au fost produsele din partea Corteva. Eu vă urez un an 2021 fructuos, să fie un an bun în care să avem parte de
acele vinuri excepționale, cum au fost și în 2020, și numai bine în protecția viței de vie cu produsele recomandate de specialiștii Corteva și care au dovedit în marile și micile plantații din România. Vă mulțumesc!